În perioada 6-8 februarie, Federația Sanitas din România a organizat multiple acțiuni de protest și a pichetat zilnic diverse sedii de instituții sau partide politice din București. Astăzi s-a alăturat acestor manifestări și o delegație din Maramureș formată din 40 de persoane. Sindicaliștii cer creșterea veniturilor tuturor salariaților din sănătate și asistență socială cu minimum 15% pentru acoperirea inflației, deschiderea dialogului social pe proiectul Noi Legea Salarizării, precum și asigurarea unei finanțări corecte și suficiente pentru instituțiile medicale și de asistență socială. Maramureș au fost 40 de persoane, o delegație care s-a stabilit conform normelor de reprezentare dintre noastre interne. Etichetarea a fost una, zic eu, reprezentativă la nivel național. A fost 600 de persoane, toate că autorizația era pentru 300. Adică am reușit să punctăm eficient și cea de-a treia zi a protestelor. În cazul în care guvernanții în continuare nu vor coopera pentru a soluționa doleanțele sindicaliștilor, angajații din sănătate vor recurge la forme mai radicale de protest și amenință inclusiv cu greva. Sperăm ca ele să aibă succesul contat, altfel va trebui să continuăm formele de protest care vor merge în declanșarea conflictului colectiv de muncă și ne îndreptăm cu pași spre forme de protest, grevă, ceea ce se întâmplă în interiorul unităților de aici încolo. Dacă conducătorii noștri nu vor înțelege să aibă un dialog corect și eficient cu Federația Sanitas. După protestele de astăzi, liderii Federației Sanitas din România s-au întâlnit cu ministrul Muncii Marius Budăi, care le-a promis că legea salarizării unitare nu se va scrie fără consultarea lor. Însă, în ceea ce privește cea mai importantă revendicare, creșterea salariilor, aici încă nu există un consens și rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile, a mai precizat Mircea Ciocan, președintele Sanitas Maramureș.